Scandalul a început încă de sâmbătă dimineață, când pe islazul orașului a fost văzut administratorul primăriei, Sandu Stancu, făcând alte măsurători, deși în urmă cu o săptămână a fost făcută repartizarea oficială a parcelelor în prezența tuturor administratorilor de stână din zonă. La aproximativ două săptămâni de zile după ce s-a împărțit islazul, cum s-a stabilit la primăria noastră locală pe numărul de oi care îl avem și ni s-a împărțit pe corecte, am fost toată lumea mulțumită când ni s-a dat izlazul în posesie și astăzi, în jurul de dimineață, am fost anunțați de cei care sunt aici la stână că a venit cineva de la primărie, nu știa cine să ne spună, cu o ruletă și s-a apucat de măsurat pe terenul care ni l-a dat primăria. Da, deci au venit cei de la primărie, au împărțit pășunile, pe fiecare cap de animale s-a hotărât o anumită suprafață, ne-au împărțit la toată lumea, noi am avut 45 de hectare, cei de la Căldărăști, exact, fiecare stână a avut cât le-a convenit lor acolo. Și acum, la două săptămâni după partajarea pășunilor, au venit de la primăria orașului Pogoanele, domnul administrator, cu o ruletă în mână și cu încă două persoane din orașul Pogoanele, că vor să ne ia 20 de hectare din pășina noastră, pentru că anumitor oameni nu le-a convenit unde li s-au dat pășunea. Și noi am hotărât, am zis că trebuie să aprobe într-un consiliu local lucrul ăsta, dacă lor nu le convin pășunea care le-a dat-o, ar trebui să se hotărească în consiliu local ca să vină din nou să se împartă pășunea, cum e normal. Administratorii stânelor din Pogoanele sunt revoltați și spun că noua măsurătoare este făcută ilegal și favorizează un cioban care are un număr mai mic de oi, dar beneficiază de aceeași suprafață precum cei care dețin câte 4-500 de capete. Păi noi suntem afectați în, la modul că ni se micșorează pășunea și noi nu mai avem unde să ducem oile și tocmai de aia este acest... Și ei au încercat, văd că se încearcă aici cu, părerea mea, cu o manevră, ceva, cum acum la două săptămâni cam ar veni abuziv. Mie mi se părea ceva corect să ne anunțe și pe noi, din timp să facem, să găsim o modalitate, cum să facem, ce s-a întâmplat, nu se mai ține cont de numărul de animale care le-am dus acolo, hârtii, le-am dus tot, ce ne-au cerut. Cei de la primărie au hotărât ca lor să le revină 20 de hectare de pășune, exact aici lângă noi. Deci doar că lor... Ce ne mulțumește pe ei e că nu le convine pășunea, unde o au acum, la momentul actual. Repartizarea parcelelor de pășune cade în sarcina unei comisii numite de Consiliul Local Pogoanele și din care fac parte aleși locale, angajații primăriei și deținători de stâne. Consilierul local Stan Tudor, membru în această comisie, spune că acțiunea administratorului primăriei este abuzivă și nefondată. Eu nu pot să spun că au luat niște drepturi nelegale de la această stână care vor ei să... o aduc aici, dar asta se explică. Ei încearcă să facă această treabă nelegală pentru a profita de niște cadouri care miei, brânză care li se dă. Mai mult, chiar dacă nu are probe, consilierul local Stan Tudor susține că modificarea în teren nu ar fi fost făcută fără ca administratorul primăriei să aibă un câștig. Și a depășit atribuțiile. Și nu e prima dată când și se întâmplă aceste treburi. El tot timpul face de capul lui. Dacă problema nu se va remedia la începutul acestei săptămâni, administratorii de stâne vor să apeleze la alte instituții abilitate care să clarifice situația și pentru ca repartizarea inițială a parcelelor de pe islaz să fie respectată.